Bună gemeni și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 8-14 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Gemeni, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, Primești sfat din partea îngerilor romantici Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru gemeni în această săptămână. Bun. Acum, este o săptămână în care gemenii rezolvă foarte multe lucruri prin comunicare, da? prin a vorbi, prin a studia, prin a fi dornici să explorați poate și poate și alte tărâmuri sau prin a fi dornici de a cunoaște și alte persoane. Uh, puteți să cunoașteți și oameni noi săptămâna aceasta, însă oricum ar fi gemenii sunt extraordinari de preocupați săptămâna aceasta de studiu, de uh, drumuri, uh, drumuri scurte, drumuri lungi, uh, cu siguranță foarte mulți gemeni uh, uh, aveți parte și de reușite săptămâna aceasta, pentru că uite, apare acolo o surpriză tare plăcută care ține de o sumă de bani sau uh, apare o surpriză plăcută care are legătură. Uh, cu o veste, poate este o veste eliberatoare privind sănătate. unii gemeni poate aflați săptămâna aceasta că trebuie să mai schimbați puțin în uh, 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 partea de alimentație e posibil și asta, dar pentru alți gemeni vedeți că se întâmplă acolo mici mari minuni legate de bani, e vorba de bani din trecut. Unii gemeni aveți ca un moment de conștientizare acolo ziceți gata, uite asta e valoarea mea sau uite uh, Uite, de acum înainte asta trebuie să fac, pe talentul ăsta trebuie să mă acces, pe chestia asta trebuie să mă acces. Tot această săptămână vine cu o avansare, o veste bună sau o responsabilitate pe care o aveți voi acolo. Și care presupune în primul rând să investiți și mulți bani sau multă energie sau să fiți foarte serioși, dar vedeți voi, se întâmplă acolo o minune pentru gemeni. Este vorba despre fie o minune care se întâmplă și care ține de banii voștri, ține și de dragoste, ține de statutul vostru, da? ca și geamă, nu știu, ești părinte, ești singur, ești într-o relație, ești șef, ești pe cont sau știu eu ce, ce funcție ai. Dar eu aș merge și că pentru unii gemeni poate să apară o rezolvare ca prin magie legată și de dragoste, dar și de copii. Da, uite, cei care aveți copii, poate aceștia au parte de o realizare. Da? Alții, nu știu, aflați că deveniți părinți. Alții primiți acolo o avansare, primiți o sumă de bani. E un proiect care se finalizează și e absolut magic. Deci parcă un vis devine realitate pentru gemeni, săptămâna aceasta. Sunteți extraordinar de bine susținuți și pe a vă rezolva probleme vechi. Da? Sau probleme personale. De ce nu? Că și pe acolo se întâmplă lucruri. Trecutul cumva bate serios la ușă pentru pentru da? Acum cum să vă zic eu, începe să se simtă foarte intens acea conjuncție Marte Uranus care na pentru voi e despre surpriză extraordinar de mari care țin și de muncă și de sănătate și de schimbări bruște care apar și care vă iau pe sus și care nu țin neapărat de voi, dar în același timp poate să fie și un moment în care gemenii își mai schimbă așa credințele își mai schimbă. Și uh, ideile despre viață, despre rutină, despre bani, despre poate și chiar și alimentație, de ce nu? Până la urmă, vă trebuie și un stil de viață sănătos cu saturn acolo, printre altele. Bun. Acum, începând cu 11 iulie, Venus va fi în Leu și stă acolo toată luna, timp în care, doamne, deci e o poziție superbă pentru tine. În primul rând, uh, prin modul tău de a comunicați, pot veni bani. Pe de altă parte, pentru gemeni, dragostea plutește în aer, cum să zic eu, pe lângă casă. Da? Dragostea plutește în aer într-un drum scurt, te duci la magazin, te duci la o rudă în vizită, acolo mai e cineva, vă cunoașteți. Da? Alți gemeni, cine știe, o să fie și o perioadă în care o să vă placă tare, tare mult să vorbiți, dar uite cei aflați într-o relație de cuplu, se îmbunătățește comunicarea între voi, poate faceți drumuri scurtă pentru a vă relaxa, pentru a vă liniști, poate sunteți și locuri din asta de suflet, poate mai izolate. Deci, Venus acolo vă ajută, vă ajută și pe examene, vă ajută și pe uh, partea asta de a studia ceva în general. Uh, și îmbunătățește, bineînțeles, relațiile pe care le aveți. Dar, uh, uite, tot pentru voi, săptămâna aceasta uh, poate să fie și un moment acolo în care fie faceți niște drumuri pentru plăcerea voastră, pentru pasiunea voastră, fie pentru unii gemeni. Um... Pot fi acolo și niște vești care apar de la drum lung, sau poate apare vreo iubire din asta care vă ia mințile, cum v-am mai spus și așa deodată vă face să vă mutați, să plecați, să vă căsătoriți, alții, să vă separați, dar pentru alții dintre voi, cine știe, e un moment în care se ajunge la o decizie, fie din punct de vedere personal, fie este vorba despre o colaborare, despre un proiect important, pentru unii, genul parcă sunteți puși și pe distracții săptămâna aceasta. Hai să vedem ce spun arhanghelii pentru voi. Avem mesajul Vestea cea bună, cifra 3, foarte importantă pentru tine. Culorile importante, portocaliu, mov, maro, auriu, roz. Iar Arhanghelul Gabriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare sunt prin excelență mesagerul divin. Ai încredere, aduc numai vești bune în viața ta, să desc cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Frumos, deci gemenii săptămâna aceasta uh, primesc vești bune. Este o veste foarte mare aici, e ca și cum ți se pare că nu e real ce se întâmplă. A, unii gemeni parcă ziceți, băi, parcă e prea frumos să fie adevărat. Ei, uite că poate să fie și adevărat. Da? Hai să vedem, dragi gemeni, um, și tarotul ce transmite, ce trebuie voi să știți pentru săptămâna 8-14 iulie. Hai să vedem pentru gemeni. Bun, a început citirea. Oh, o transformare mare care se produce aici. Wow! Ok. Bun. La baza pachetului 5 de monede împăratul, trei de cupe. Este o hotărâre aici foarte dură, discutăm despre o conexiune cu Zodia Perplex sau poate este vorba despre un șef care ia o hotărâre. Este o hotărâre a unei părți masculine foarte importante din viața ta. Un șef, un părinte, partenerul tău, dar văd și pe cineva care ia o hotărâre să abandoneze ceva, să lase în urmă. Da? Este vorba despre fie o problemă de sănătate, o problemă financiară, sau este vorba despre o hotărâre care se ia. Regele de spade. Poate e cartea ta, deci ești pus pe strategii săptămâna aceasta. Dar văd aici o răceală, o oarecare răceală între, rela între relațiile cu ceilalți, dar și o atitudine foarte protocolară. Da? Uh, niște planuri pe care ți le face aici, poate de unul singur de ce nu, dar pentru alți generi văd aici și o influență unei persoane cu uniformă sau o persoană care lucrează la stat. Justiția, la baza manifestărilor tale, o legătură cu zodia balanță, dar este și o săptămână în care ai treabă cu actele, cu hârtiile, ești foarte hotărât, iei o decizie foarte bună săptămâna aceasta. Roata destinului în inima ta, un noroc pe care îl ai, lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție pentru gemeni, dar este și o săptămână în care simt eu că o așteptare i sfârșit. Gemenii se simt norocoși, luați și voi atitudine și faceți schimbări din punct de vedere personal, se întoarce roata poftim în, în mintea voastră, regele de băte, o legătură cu o zodie de foc, leu berbec săgetător. Acum, și mercur al vostru tot pe acolo e, deci poate să fie și o săptămână în care sunteți foarte creativi, o săptămână în care știți foarte bine să vă faceți planurile, strategiile. Gemenii se concentrează foarte mult și pe planul practic. Da? Moartea în exterior, o legătură cu Zodia Scorpion, moartea reprezintă o transformare care se produce aici, cineva care, și, care se transformă. Da? Sau două persoane diferite, două persoane care trec printr-o schimbare, mai poate să fie. Șapte de monede. Este cineva aici care analizează foarte intens trecutul, este cineva care analizează foarte intens ceea ce se întâmplă, dar tot șapte de monede poate să însemne și o persoană care. E concentrat aici și pe bani, pe o sumă mare de bani, sau e foarte concentrată persoana aceasta pe uh, o moștenire. Puterea, o legătură cu zodia Leu, dar eu simt aici că e o schimbare care apare și care pur și simplu transformă tot. Pentru că uite, puterea spune despre o legătură cu Zodia Leu, dar și despre un eveniment simbolic care se întâmplă în această săptămână pentru tine. Este un eveniment simbolic pentru acest an, 2024. Parcă e cineva care vrea să oprească o luptă sau este vorba despre cineva care uh, vrea să lupte pentru tine. Um ceilalți poate te percep ca fiind o persoană luptătoare, însă tot văd eu aici că ceva se schimbă pentru gemeni, ceva se închide, parcă e o altă etapă, e altă lume, vreți să vă faceți dreptate, dar sunteți bine, bine susținuți. Dragi gemeni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru gemeni în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.